Astăzi o să vă filmez mașina și o să vă arăt mașina și o să vă explic cum se transformă totul. Este modular, un fel de Tetris sau Lego, se va transforma în pat, vă arăt cum facem noi duș cu mașina și cum gătim, cum ne organizăm, dar nu înainte de a face o baie în mare. Revin imediat. Uitați, în fiecare an, din cauza încălzirii grobare, marea înaintează și mănâncă din mal. Vedeți cum mor copacii, mor parmieri. Deci nivelul mării urcă, este o chestie foarte reală. La anul nici acest palmier nu va mai fi. Acestea sunt niște plute tradiționale ale zonei cu care pescarii pescuiesc în mod artizanal. Ia uitați! Cu chestia asta pescuiesc ei. Acesta este râul Sargii, după care se numește și plaja Sargii și el este caracterizat prin mangrove. Mangrove. Acum câteva zile, exact aici, a fost prins un crocodil. Localnicii l-au prins și au sunat la un departament. Există aici în Brazilia un departament de stat care se ocupă cu protecția animalelor sălbatice și ei vin și îl iau și îl eliberează în zone pustii. Acest crab se numește Farinia Maria, adică Făină Maria, și el este sanitarul plajelor. Gata și plimbarea și baia. Haideți să vedem care e treaba cu mașina. Câinii ne-au mâncat papucii și ia uitați ce trebuie să umplu o groapă. Nu știu ce fac ăștia, vor să sape niște tunele, să evadeze, nu-mi imaginez. De ce în fiecare zi trebuie să umplu aceste gropi? Aceste gropi, ia uitați cum... Ce să facem? Îi iubim, sunt ai noștri. Acesta este Bob. Ea este mașina noastră care ne-a plimbat prin Brazilia. Aici am cumpărat-o și am vândut-o pe cea din Peru, pentru că în momentul în care depășești 6 luni cu o mașină străină în țară, poliția ți-a mașina, așa că nu prea poți să călătorești prea mult, mai mult de 6 luni cu o mașină printr-o țară. Trebuie să ieși și să reintri din nou, dar dacă nu vrei să ieși, trebuie să-ți cumperi o mașină din acea țară. Și el este Bob. E weekend lui Bob. Zece întâmplări ciudate și o minune te-au adus în curtea noastră. Zece dealeri se tot miră, ești de frumoasă. Aici în spate stau copiii, aici jos stau câinii, iar aici în spate... Ia uitați-o cu picolina, ea deja parcă are impresia că plecăm la drum. Nu, tati, nu plecăm acum la drum. Aici am construit un spațiu de depozitare, această ladă. Care mi-e place să intru acolo și să stau, da, e o pernă acolo. Lui Aris îi place să intre acolo. Ai o pernă. Și Ana îi place să intre acolo, nu? Ana este cam rușinoasă și nu vorbește foarte... Nu ești rușinoasă, nu? Hai, zi ceva. Bună, a zis bună, mă micuța. Da. Haideți să vă arăt și cum facem noi duș și unde.
Aici avem o butelie pe care o conectăm la un aragaz mic de voiaj. Este pe undeva, nu-l mai scot acum. Aici avem un rezervor de apă de 70 de litri și acesta este un duș cu o... Acesta este un duș și noi când ne opream pe plajă undeva, cu ăsta spălăm vasele și cu ăsta ne facem și noi un duș. Îl umplem în fiecare zi de la benzinărie în caz că îl consumăm și cam asta este rezerva noastră de apă. Da! Nu mai! Da, dar unde pui apă? Da, cred că pisica asta vrea să o luăm. Da, putem? Cred că vrea. Aici avem un invertor de la 12 la 220. Avem două baterii și trei copii frumoși. Ia uitați-o pe Picolina. Nu, tati, nu plecăm acum la drum. Nu iubire, nu. Noi am făcut cu această mașină 15.000 de kilometri doar în Brazilia. Bine, nici n-am ieșit cu ea în Brazilia. De-a lungul coastei și ne-am plimbat foarte mult și prin interior. Am fost la alte cascade în sudul Braziliei. Are un motor diesel de 2400 de centimetri cubi. Este fostul motor de pe vechile Mercedes Cobra, dacă le știți. Nu știu de ce au numit aceste mașini Cobra, pentru că motorul ăsta n-are nicio legătură cu viteza. Este un motor foarte fiabil, consumă în jur de 10% pentru că noi încărcăm mașina foarte mult. Și... Ce să mai spun? 10! Aici noi mâncăm! Noi aici mâncăm. Ce facem noi, Ana, aici? Noi mâncam și am făcut totul ăsta pe fel. Da, chiar Ana a făcut acest tort. Uite. Am avut o padărie, de-aia sunt atât de bună. Da, cât timp am stat în aldea, Ana a avut cu prietena aici mai bună, Maia, au făcut o brutărie. Și ele făceau în fiecare zi câte o prăjiturică ca să o vândă voluntarilor de pe acolo. Așa își mai făceau și ele bani. Neapărat un bani. Am făcut 100. Da, au făcut și bani, au câștigat și bani, dar nu, pe noi ne-a bucurat foarte mult că prin această joacă ea chiar a învățat să facă prăjituri. Adică asta chiar Ana a făcut-o. Am uitat să vă arăt și toaleta noastră. Este o toaletă ecologică pe care o folosim la drum. Acesta este patul unde dormim. Ăsta e patul unde dormim. Tare, nu? Acesta este patul. Are o lungime de 2,50 m. Am stabilit câte 50 de centimetri pentru fiecare. Și o lățime de 1,75 m. Eu am 1,70 m, așa că în cap exact la fix. Prin călătoriile noastre am observat că nu toate popoarele au în sânge ADN de nomad. De exemplu, pe bolivieni nu i-am găsit decât în Bolivia. La fel și peruanii nu prea călătoresc foarte mult. Brazilienii nu prea ies din Brazilia, iar argentinienii sunt de fapt și de drept plimbăreții Americii de Sud. Ei sunt peste tot, am găsit argentinieni peste tot, am găsit americani, olandezi, am găsit și câțiva români. Și căutând să văd această caracteristică a popoarelor nomade, am descoperit o chestie senzațională. Nu știu dacă ați auzit de Dumitru Dan. El, acest om, este primul român și între primii din lume care a ocolit pământul pe jos. El, în 1910, o să vă pun în descriere linkul cu să citiți povestea detaliată, vă promit că merită, dar să vă spun așa două, trei vorbe. Acest Dumitru Dan, în 1910, vă dați seama, 1910, el a plecat cu
patru, cu încă trei prieteni, au fost patru în total, el a participat la un concurs organizat de Touring Club de France. Și concursul consta în a parcurge pe jos 100.000 de kilometri. Adică omul ăsta a parcurs în 1910, atunci a început, de fapt a terminat după vreo 6 ani. Dar să vedeți povestea asta, că e foarte interesantă. În 1910, Dumitru Dan cu alți trei prieteni, doi studenți la geografie, doi la conservator în Paris. De acolo, ei fiind în Paris, au văzut un afiș cu acest concurs organizat de Touring Club de France, prin care erau premiați cu 100.000 de franci pentru 100.000 de kilometri parcurși pe jos. Adică un franc pe kilometru dădea Touring Club de France. Ei s-au înscris la acest concurs și au plecat prin lume. Pe vremea aia se purtau opincile, se spune că el a consumat mai mult de 490 ceva de perechi de opinci. Vedeți detaliile în link-ul, v-am zis o să-l pun mai jos. Dar a avut ghinion, adică numai el a terminat acest concurs, ceilalți trei au murit. Au început concursul în 1910 și în 1916, exact după 96.000 de kilometri parcurși, a început războiul mondial și atunci s-a oprit concursul. El a reluat concursul în 1923, când a fost și premiat la Paris, dar din cauza războiului mondial s-a produs o mare devalorizare și atunci banii 100.000 de franci nu mai valorau, înainte erau o avere, dar după război valoarea se spune că era la undeva la 10%, deci practic săracul nu a avut foarte mult noroc. Acest Dumitru Dan s-a născut în Buhuș și ce m-a distrat pe mine foarte tare, pare rău că mă distrează, dar am anumite memorii legate de viața mea. Alessandru Pascu, în 1911, la un an după ce a început călătoria, a murit în India de supradoză de opium. Îmi imaginez că pe acea vreme să mori drogat într-o țară străină, cred că a fost pentru familia lui o mare tare și o mare dezamăgire. Eu îmi amintesc când eram copil, pe la vreo 18 ani, când am fumat prima oară iarbă. Am fumat cu un prieten și ne-a luat o panică atât de tare, nu am mai putut să ne mișcăm, ne țineam de mână și plângând, spunând că murim ca proștii. Da, chiar așa a fost. N-am mai fumat 20 de ani de atunci, pentru că m-am speriat atât de tare și m-am bucurat că n-am murit practic drogat. Țin minte acele momente că mă gândeam la mama și la tata ce o să spună că mor drogat, când e prima oară în viața mea când am fumat și o să mor drogat. Da, ai cum să mor de la iarbă? Nu, de la iarbă nu se poate muri, am aflat ulterior, dar na, copil fiind m-am speriat foarte tare și din aceste memorii eu mă gândeam la acest Alexandru Pascu, care a murit în India de supradoză de opium. Cam asta este povestea celor mai cunoscuți călători români și cei mai vechi. Aceasta este povestea mașinii noastre, a lui Bob. 10.